Zilele de caniculă anunțate de meteorologi au umplut stațiunile de pe Valea Prahovei la finalul săptămânii trecute. Mii de turiști au luat cu asalt orașele Sinaia sau Bușteni și aici a fost cald, dar cei prezenți au căutat răcoarea și au găsit-o pe platoul masivului Bucegi. Cabinele din Bușteni și Sinaia au fost cozi interminabile. Un număr mare de turiști au ales să urce pe munte, mai ales că și în stațiune a fost destul de cald. Asta spre bucuria patronilor de terase, care spun că vânzările au fost peste așteptări. În sfârșit a început sezonul, au început concediile, a început să apară lumea, se simte și în vânzări, totul e ok. Ce se solicită în această perioadă? Deci un pic mai multe lichiduri în cauza căldurii. Rece să fie înghețată, așa fi de rolul, ciorbițele. Înghețată. Și cum e acum pe căldura asta? Bine. Ne-am făcut proviziile, dar nu putem să nu cedăm la insistențele lor legate de înghețată și cedăm și noi. Și cum bronzul de munte se spune că este mult mai bun decât cel de la mare, turiștii au făcut plajă. Foarte frumos. Cald? Cald, relaxant. După multe zile de muncă, se merită. Bere, de rece, merge berea de munte, băgat așa la gheață și o plimbare așa. Am fost la cascadă, foarte frumos, aer curat, sănătate multă era munte. Traseele din munții Bucegi au fost pline de turiști, mai ales că oamenii au căutat răcoarea muntelui. Cele mai căutate itinerarii au fost cele către vârful Omu, Crucea Caraiman sau Peștera Ialomicioara.